Peste 150 de studenți de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu au participat la campania Donează Sânge Fierou, lansată de Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină. Potrivit organizatorilor, scopul acțiunii este de a suplimenta rezervele de sânge din țara noastră, dar și de a promova spiritul de responsabilitate socială și solidaritatea în rândul studenților. Acțiunea face parte dintr-un șir de evenimente dedicate celor 77 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Studenta anului întâi, Oxana Jivilic, donează sânge pentru prima dată. Sunt foarte fericită că pot contribui la salvarea unei vieți. Acest eveniment care ne permite să cunoaștem ce înseamnă meseria de medic, de pe acum înțelegem ce înseamnă să salveți o viață omenească. Printre studenții de la medicină care pentru prima dată participă la campania Donează Sânge Fierou, este și Alexandru Budeci. Am decis să vin să donez sânge. Mă simt bucuros că îi pot oferi a doua șansă unei alte persoane. La campania de donare de sânge organizată de Universitatea Nicolae Testimițanu participă și 10 de studenți originari din India. Eu sunt medic, eu știu important gesta pentru donează oameni. I used to donate blood. Nu contează pentru ce naționalitate donezi sânge, este important să ajuți oamenii și să-i salvezi. Suntem aici la studii peste 900 de cetățeni indieni și toți cei cărora sănătatea le permită sunt dispuși să ia parte la astfel de acțiuni. De peste 10 ani, Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină de la USMF organizează anual campanii de promovare a donării voluntare de sânge. Organizăm această campanie pentru a sensibiliza toți studenții. La fel, noi avem această denumire că studenții mediciniști donează sânge, salvează vieți. Noi dorim ca studenții să participe la salvarea vieților omenești și să înțeleagă cât este de importantă această donare de sânge. Acțiunea este organizată în cooperare cu Centrul Național de Transfuzie a Sângelui. Zilnic, din partea instituțiilor medicale, intervin solicitări până la 300 de unități de componente sangvine. În urma diferitor evenimente, campanii de donare de sânge, putem spune că a crescut stocurile de produse sangvine și rezervele curente pentru ca să facem față asigurării necesităților instituțiilor medicale. În fiecare an, instituțiile medicale au nevoie de peste 70.000 de donări, care acoperă cele peste 150.000 de hemotransfuzii din spitalele din țară.